Pentru cei interesați de unul dintre obiceiurile specifice sărbătorii pascale, încondeierea sau împistritul ouălor, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva oferă demonstrații de împistrit ouă la expoziția de istorie locală și etnografie din Brad. Demonstrațiile vor fi realizate de către muzeograful Monica Dușan, care va prezenta ustensilele folosite pentru acest meșteșug, precum și tehnica prin care sunt împistrite ouăle. Aducând în fața publicului obiceiul tradițional al încondeierii ouălor de Paște, se propune creșterea interesului publicului pentru obiceiurile și tradițiile românești și patrimoniului cultural al Muzeului Civilizației Dacice și Romane și al județului Hunedoara. La expoziția de istorie locală și etnografie din Brad am pregătit niște demonstrații de încondeiere de ouă de Paști. În zona Zarandului de Munte, în satele din jurul Bradului, acest obicei al încondeierii ouălor de Paști a fost frecvent practicat aproape în toate gospodăriile. În ultimii 20 de ani, acest obicei a început să fie abandonat și tocmai acest lucru am dorit noi să evităm pierderea lui. Și prin aceste demonstrații, colega noastră, muzeograf Monica Dușan, poate să transmită mai departe, de fapt aceasta și este intenția, să transmită mai departe, să păstreze acest meșteșug. Ea este omul locului, este un vașnic apărător al tradițiilor din zonă și considerăm că este cel mai potrivit om să facă acest lucru. Modelele de încondeiere prezentate sunt cele utilizate de-a lungul timpului în zona Bradului. Ce pot să vadă vizitatorii? Pot să învețe lucruri despre instrumentele utilizate, despre tehnicile de desenare, de colorare a ouălor. Pot să învețe despre modelele utilizate din zonă, unele chiar cu specific local. De exemplu, este cel vegetal numit pana țăbeană, care este specific localității Țebea. Îi invităm să pună întrebări, să întrebe tot ce vor să știe despre satul tradițional zărândean, este locul potrivit în care să afle și îi asigurăm că vor pleca mai bogat sufletește după o vizită la acest muzeu. Atelierul de împistrire a ouălor de la expoziția de istorie locală și etnografie din Brad este deschis în zilele de 13 și 14 aprilie, între orele 11 și 17.